fratele lui din când în când. În seara aceasta v-am rugat să vă alăturați evenimentului nostru din mai multe motive. În primul rând pentru că, poate știți sau nu, fiecare dintre dumneavoastră ați contribuit, sau aproape fiecare, la luarea decizii de a vă invita aici. Cu unele dintre dumneavoastră m-am întâlnit la locul de muncă. Pe altele vă cunosc sau ne cunoaștem de mici. Pe altele v-am întâlnit în diferite acțiuni și pe altele nu v-am întâlnit niciodată. Și tocmai că noi femeile suntem atât de diferite, dar în general ne completăm atât de bine, nu am vrut să treacă luna martie fără a arăta sau a vorbi despre această completare pe care noi o facem întotdeauna. O să începem cu domnul deputat Titi Stoica de la Aur. Este primul nostru invitat și singurul bărbat din seara aceasta, după care o să fie doar cu femei și despre femei. Sunt și președinte. Și lider în educația ontologică la nivel global și reprezint România. De ce fac această treabă, educație ontologică pentru oameni? Pentru că îmi place să fac o diferență pentru oameni. Și din acest motiv mă aflu în seara asta, aici. Eu însă, fiind mamă, fiică, soție, am traversat o perioadă extraordinar de grea ca să ajung unde sunt astăzi. Să fiu un coordonator a unui business mare de construcții, care sunt bărbați foarte mulți, nu? Vă întrebați cum am putut. Dacă am putut eu, înseamnă că și voi puteți fi aici și chiar să mă depășiți. Ce face, mai exact, educația asta ontologică? Păi, în primul rând, educația ontologică se referă la studiul ființei umane. Cum funcționăm noi ca ființe umane? M-am antrenat mai bine de 5 ani în educația asta ontologică cu cei din Londra, cu cei din Denmark, care este o organizație a educației ontologice înființată mai bine de 50 de ani de Werner A. Erhard. Nu știu așa bună la engleză, doar franceză și cam atât. El a pus bazele acestei educații ontologice. Werner Erhard. Puteți să-l căutați și să vedeți ce lider grozav și minunat și ce face pentru oameni mai bine de 50 de ani. Astăzi am ales să fac pentru voi această educație ontologică, să vă ofer din experiența mea vouă, dragi femei grozave și minunate, pentru că și eu sunt femeie grozavă și minunată și vreau să vă contribui. Am ales așa, ca titlu, ca temă, femeie, cu ajutorul Nicoletei, eu am scris ridică-te și strălucește, și draga Nicoleta, minunată și grozavă, a spus cuvântul femeie în față. Însă ea nu se referă doar la femei, această educație ontologică. Această educație ontologică se referă la toate ființele umane. Copii, bărbați, femei, bătrâni, toate ființele umane. Îmi doresc din tot sufletul ca această educație să fie introdusă chiar din grădiniță. Pentru că avea o claritate atunci când pornesc acești copii în viață. Fără ca să mai fie obligați să ajungă în școli nepotrivite, unde nu li se potrivesc, unde nu au inclinație. Se zice așa, ca să devii milionar, nu sunt decât 4 clase, bazele. Dacă vrei să devii doctor, atunci fă mai multe clase.
Însă majoritatea oamenilor și a femeilor vor să fie milionare. Dragi femei grozave și minunate, ca să devii milionar, milionară, nu-ți trebuie 16 ani de școală. Este utilă educația informativă pe care am făcut și eu, dar un master în administrarea afacerilor. Dar teoria este teorie și practica pe teren arată altfel. Cu cizme de gumă pe șantier, nu? Nu arată un pantofi cu toc, nu? Arată ca să te urci pe schelă, arată ca să vezi colegii, o duc bine, nu o duc bine, ce poți îmbunătăți. Deci, educația informativă ne-a fost utilă tuturor, însă n-a făcut o diferență în viața noastră. Ca atare, studiile arată că 84% din relațiile din România nu funcționează. Și doar 16% din relațiile din România funcționează și alea au început să se duce acum sau de ceva vreme. Ei, poate că vă pune un semn de întrebare acest lucru. Deci, ce lipsește, dragi colegi? Educația ontologică. Studiul ființei umane. Nu știm cum să accesăm acest corp grozav și minunat și această minte grozavă și minunată și acest suflet grozav și minunat. Și mai mult decât atât, ce mai avem aici? Studiile la fel arată că mai bine de 70% din populația globului este în depresie și anxietate. E cam mult, nu? Tot din cauza acestei lipse de educație ontologică. Nu știm cum funcționează acest corp grozav și minunat, minte grozavă și minunată și această inimă. Și atunci, dacă în acest moment nu facem și noi ceva și nu ne antrenăm în această educație ontologică, puteți să mă folosiți, da? Puteți să continuăm, putem continua după această seară, care este, nu pot să vă ofer chiar tot, că e mai mult. Atunci, vom ajunge foarte mulți dintre noi la acele plantații de droguri care ne așteaptă, dacă nu facem acum ceva. Copiii noștri, nepoții noștri și urmașii noștri atât de stresați vor fi, încât nu vor mai putea dormi noapte, deja se întâmplă acum. Foarte mulți dorm cu somnifere, da? Și, mai mult decât atât, se vor înmulți jocurile de noroc, ați observat că au crescut la ciupercile, da? Alcool, consum de alcool, consumerismul și așa mai departe. Deci, și a crescut numărul suicidurilor în România la copii între vârstele de 11 și 14 ani. Cum vă sună asta? Să stăm să facem ceva. Este îngrijorător. Pentru mine chiar este de dreptul îngrijorător. Ok. Bun. Sper că nu v-am speriat atât de tare, nu? Că există și soluție datorită faptului că sunt în seara asta aici. Înseamnă că există și o soluție, da? Dacă n-am murit prin ce a trecut, înseamnă că există și soluție și se poate. Ok. Acum. În seara asta puteți fi oriunde, altundeva. Orașul și localitățile din care veniți acum sunt sigură că are multe oportunități. Însă, ce face ca această seară să fie valoroasă este despre voi și viața voastră. Și vă felicit personal pentru că sunteți aici. Acum, să mai distingem ce mai înseamnă această
educație ontologică. Păi, această educație ontologică se referă la autenticitate, integritate, umanitate, vulnerabilitate, responsabilitate și de aici lista continuă. Ce înseamnă să fii autentic? Poate că ați auzit stânga-dreapta, ați încercat, ați cochetat cu... Da? O dată adevăr, o dată minciună, cum am făcut și eu. Da? O dată spuneam adevărul la soț, o dată nu. O dată da, o dată nu. O dată da, la... spuneam adevărul la copii, o dată nu. Și așa mai departe, la business și așa mai departe. Și în momentul în care, din urcând așa cu lipsa asta de educație ontologică, este ca și cum, este ca și cum ai merge cu la volanul mașinii tale și cu parbrizul să fie plin de noroi. Și nu vezi nimic prin el. Și vei merge așa prin viață și zice, o fi bine acolo, o fi bine la stângă, la dreapta, o fi bine să fac banii ăștia, o fi bine să cumpăr asta, asta, asta. Dar doar nu vedem. Viața nu o vedem. O bâșbâim. Asta am făcut-o și eu. Da? De mic copil am bâșbuit-o. Am zis că e bine acolo, e bine acolo. Am făcut, am făcut bani foarte mulți, am urcat sus, am crescut business-ul, zeci de mii de euro. E, fără educație ontologică, ghiciți ce? Înapoi, zero, 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 zero. Datorii, case, mașini, terenuri și cu datorii de nu mai știam pe unde să scot capul. Și plus, relația de cuplu, jos la pământ. Parcă aveam o străină lângă mine și nu știam de ce. Și am zis, băi, trebuie să caut ceva. Ceva lipsește. N-am cum, adică să ajung mai săracă decât maică mea. Pornisem așa dintr-o familie modestă, cu lipsă materiale, financiare. Mă, cam ori zici, stevie, ceapă verde. Nu? Scuze. Foarte sănătoase, dar așa este. Acum mi-am dat seama că de fapt eram bogată, nu săracă. Da? Însă, traumele din copilărie m-au făcut să cred că sunt săracă și atât de mult am muncit să ajung sus încât să demonstrez tuturor cât de puternică sunt. Și asta m-a costat niște ani în viață. Copil trăit singur, fără mamă. Îi dădeam doar bani, du-te, cumpăr, mâncă, fă, trece, că eu sunt doamna 4 ani și că n-am timp de tine. Soțul la fel, du-te, că eu n-am timp, eu merg la fitness, eu merg la salon, eu merg... Eram cumva, apropo, cu parbriz murdar, nu vedeam deloc că ce greșesc și că singură îmi sabotam relația de cuplu, relația cu fiul meu și toate relațiile, dragi colegi. Deci, rar, când nu funcționează o relație, de fapt nu funcționează niciuna. Pentru că dacă nu suntem autentice în ceva, nu suntem în nimic. Nici o relație nu funcționează. Deci de aici am descoperit că nici o relație. Eram singură, fără nimeni în jurul meu, toată mea mă ura. Sora mea se uită la mine ca la marici, nepoții, angajații, cei cu zgârcitul ăla ca asta, zgârcită, ia uite că de oricât fac nu e bine. Și tot așa. Și de aici era ce era. Îl uram pe tata. Tatăl meu era în fața mea în permanență. Și eu pedepseam pe tata, nici de cum pe soțul meu, sau pe fiul meu, sau pe sora mea, sau pe angajații mei. Și tocmai de aceea îmi fugăream și clienții, pentru că la fel vedeam pe cei bărbați. Îl vedeam pe tata. E horror, nu? Să-ți ridici, să-ți crești business-ul și apoi să-l distrugi înapoi. Da? Apropo de acel parbriz. Da? Acel parbriz murdar care nu vezi. Nu vrei, nu vezi, nu vezi pe el. Ok, bun. Asta așa ca o paranteză. Pentru că această educație ontologică se bazează pe practică, pe acțiune, nu pe educație formativă, ați văzut. N-ai cum să înveți să fii milionar de la un profesor care câștigă minim pe economie. Sunteți de acord cu mine? Deci, n-aveți cum, pentru că n-a văzut niciodată atâția bani pe mână. Și nu știe cum să fac. Întrebați-mă pe mine, v-am luat-o de jos. Și vă spun clar.
Da? Nu m-a ajutat nicio facultate și nimic. Nimic, decât practica pe teren. Atât. De-aia vă spuneam, de 4 clase și dacă vreți milionare, veniți la mine, rețeta vă dau. Dar nu școală. E foarte bună școala, dar nu să ajungeți milionari. Da? Să nu uitați asta. Doar doctor, dacă vreți să ajungeți, faceți. 12, 14, 16, 20 de ani de școală, faceți. Ok, bun. Și acum să trecem la treabă. Am auzit pe voi că vă întrebați aici, oare ce o să facem, ce o să facem, ce o să scriem, ce o să... De ce luăm apele astea? Dragilor, practică. Noi facem acum chiar un exercițiu să vedeți cum funcționează această educație ontologică. Și pentru început o să vă rog, o să dureze 2 minute. O să vă rog așa. În primul rând să spună una, două persoane, să spună dintre doamne ce va determina să veniți în seara asta aici. Ca și titlu, ați văzut titlu. Ridică-te și, femeie, ridică-te și strălucește. V-a fost drag de Nicoleta, de mine, de nu știu cine v-a adus. Ce o scânteie v-a făcut să vă deplasați în seara asta aici? Că ați venit ceva să primiți și chiar o să primiți în seara asta. Vă promit că o să mergeți chiar din seara asta, cu acel domeniu funcțional pe care vi-l luați în seara asta. Cine spune? Cine ridică? Cine ridică mâna? Cine vrea să spună? Bună seara și bun găsit tuturor! Mă aflu în seara asta aici, pentru că de mai mulți ani eu cunosc pe Doina. Am participat și eu la multe dintre cursurile la care a fost ea. Bine, au existat o perioadă de timp în care eu am fost la alte cursuri, și ea la altele, deci diferite, dar avem și cursuri comune pe care le-am absolvit împreună. Am venit pentru că o cunosc, pentru că știu și pentru că îi cunosc evoluția, mai ales. Eu știu pe Doina în varianta ei veche și acum o urmăresc în varianta ei îmbunătățită. Și în timp ce o urmăresc, mă gândesc și la mine și la transformările mele, din același punct de vedere, văzând-o pe ea, închid ochii și mă pot vedea și pe mine cea din trecut. Sunt convinsă că multe dintre dumneavoastră știți foarte bine de cursurile de dezvoltare personală, că până la urmă educația ontologică și fizica cuantică la asta se referă și aduce foarte multă informație pe care nicio școală, așa cum a spus Doina, nu o obținem. Învățământul românesc în proporție de 80% aduce foarte multă informație, eu sunt și profesor, foarte multă informație pentru că așa trebuie și nu pentru că ar fi foarte necesar. Și după mulți ani de școală, dacă veți întreba un elev sau un student ce este cu el și dacă i-a spus cineva în mulți ani de învățământ cât de importantă e viața lui pentru el, veți rămâne poate nu surprinse că sunteți mame sau bunici, răspunsul va fi nu, că s-ar putea ca nici profesorii care ne-au predat specialitățile să nu știe acest lucru. Învățăm acum. Așa că eu sunt convinsă că pentru fiecare dintre noastre, nu, sunt sigură că nu sunteți începătoare, ați urmărit multe, dar mai ales că acum toți ne întâlnim cu o mulțime de materiale și pe YouTube și în viața curentă, o mulțime de conferințe, cărți, simpozioane, care vin în folosul și în sprijinul acestei dezvoltări personale, că până la urmă educația ontologică se referă la a ne schimba perspectiva din care ne vedem viața și din care facem lucrurile. Vă mulțumesc și vă doresc o seară bună! Îl țin așa să fie de acolo. Vă spun, orice domeniu alegeți, funcționează. Da? Sau orice, bani, ce v-am zis din domeniile acestea, da? Familie, poate nu funcționează, sau sunt supărat că am ieșit la pensie, supărat, am ieșit la pensie și mă cred urâtă, grasă, bătrână și nu știu ce. Da? O să descoperiți o mare de posibilități în această seară. Ok, bun, dacă are toată lumea câte un domeniu, vă rog să împărțiți foaia în două, trageți o linie pe o altă foaie, sau chiar acolo, dacă aveți spațiu, faceți tot acolo, da? Faceți așa, împărțiți foaia în două, trageți o linie pe mijloc. Aveți voi, vă rog, folosiți, nu faceți economie la educația voastră. Credeți-mă, mai mult m-a costat prostia că n-am investit în educația asta ontologică, decât așa nu faceți economie la foi, că avem aici foi, da? Lăsați foaia liberă,
Mă stă doamnă aici, că se chinuie în două, în jumate. Doamnă, vă rog, avem foi. Nicoleta, avem foi aici, nu facem economie, nu educație deloc. În seara asta vreau să primiți valoare 100%, da? Ok. Dacă ați ales domeniul banii, da? Nu am bani. Fau bani puțini sau așa mai departe. Scrieți în partea stângă. Scrieți, de fapt, toate domeniile. Tot ce nu funcționează, de fapt, în stânga, da? Relația cu banii, da? Deci nu am și bani. Deci în stânga știți ce funcționează, da? Relația de cuplu funcționează și în același timp în dreapta nu funcționează atât cât îmi doresc. Aici o să vă inspir eu, da? Scuzați-mă că aveți nevoie de inspirație de la mine. Ce? Să vă dau un exemplu din viața mea, da? Ce funcționa, eu mi-am ales relația de cuplu, da? Erau lucruri care funcționau în relația de cuplu și lucruri care nu funcționau în relația de cuplu. Alegeți ce vreți. Ce vedeți că vreți să obțineți în seara asta de aici? Ce vreți? Ce domeniu? La ce domeniu lucrați? Nu vă scuzați că nu sunt aici, nu vă așteptăm. Aici nu plânge nimeni, toată lumea lucrează și putere, da? Uitați-vă aici ce scrie, da? Nu să accept decât cuvântul ăsta și să fie realitate, da? Nu plâns. Ce domeniu lucrați în seara asta? Odată mă bagă în seamă, odată nu știu tu cum vezi, da? Deci sunt lucruri care funcționează în relația asta de cuplu, de intimă, cum spui, și relația... Am avut mai multe de trecut la bune decât la mai puțin bune. Zic, am avut mai multe de trecut la bune decât la mai puțin bune, da? Știi cum noi ne dorim să fie 100%. Super că ai văzut asta, dragă Felicia. Da, foarte bine că ai văzut. Înseamnă că partea aceea care vezi că nu funcționează așa cum îți dorești în relația de cuplu, în relația intimă, se pot schimba. Da? Și cuvântul putere este aici. Femeie, ridică-te și strălucește. Deci, cineva a zis că puterea e în altă parte, să știți că ați fost mințiți. Îmi pare rău să vă spun asta, dar este adevărul. Puterea este chiar la voi, nu la nimeni altcineva. Da? Ok. Te felicit. Te felicit, dragă Felicia, pentru curaj și că ai înțeles exercițiu. Cine vrea să ne o mai partășească? Încă o doamnă? Ia uite. Fosta noră. Ah, ok, aici, uitați-o pe fosta noră, dragă Mădălina, care la fel este cu... Grozavă și înaltă, te rog. Mulțumesc, doamna Doina. Sunt aici pentru că vă apreciez foarte mult și am luat în considerare toate sfaturile pe care mi le-ați oferit pe perioada relației cu fiul dumneavoastră de anul trecut. Chiar asta e și domeniul despre care mi-ar plăcea mie să discut în seara asta. Sfaturile dumneavoastră se pare că n-au fost de ajuns. Eu în continuare sunt o femeie foarte masculină, foarte impunătoare. Chiar asta e una din problemele pe care le-am scris la partea ce nu funcționează. Masculinitatea mea, faptul că eu de cele mai multe ori vreau să se facă ca mine, pentru că așa cred eu că e bine. Adică, în ciuda faptului că sunt o persoană comunicativă și iau în considerare părerile celorlalți, tot mai mult îmi place să fie ca mine, pentru că consider că felul în care gândesc eu și rezultatele pe care le obțin eu sunt mai eficiente decât felul tău de a gestiona situația. Asta nu funcționează mie în relație, la capitolul relație. De asta sunt și singură, probabil să mai fiu nu știu cât timp, am 25 de ani, probabil am timp, nevoie să mă stresez din cauza asta. Doar că... băiat de 25 de ani. Bine, și da. Deci, masculinitatea. Da, asta nu funcționează. Faptul că sunt eu o fire foarte masculină. Relația... Da. Dar partea care îmi funcționează mie, la capitolul relații, este că eu sunt o persoană foarte afectuoasă, foarte comunicativă și foarte dedicată, fidelă, adică mă dedic complet relației. Doar că firea mea extrem de masculină și posesivă pe alocuri, mă împiedică în a continua într-un sens pozitiv relația pe care o am în momentul respectiv. Mulțumesc că m-ați ascultat. Am venit aici în ideea în care
nu știu, să aud și alte păreri care poate m-ar face cumva să-mi mai înlătur latura asta masculină pe care o am. Mulțumesc! Super! Te felicit, dragă Madalina! Și așa este, ți-am dat câteva sfaturi, dar fiecare merge cât dorește cu acea mașină cu parbrizul plin de noroi. Nici eu n-am ascultat, să știți, adică și eu eram și surdă, surdă și nici nu vedeam. Eu aveam traseul să-l distrug pe tatăl meu, nici nu mă interesa. Copil, soț, clienți, soră, relații. Deci traseul meu era foarte clar, însă un conștient vreau să-l omor pe tata. Pentru că, în ghilimele, că să vreau să-l omor pe tata, pentru că vrei să omori pe cineva la nivel energetic, da? Nu face cea crimă, dar tot crimă se numește atunci când vrei să distrugi un om la nivel energetic, când îl descurajezi, îl faci că este prost, nu îl susții, spui că este urât, că este mic, că are nu știu ce chestii care nu sunt bune la el, da? Și toate acestea, dragă Madalina, fosta noră și poate că va fi noră din nou, nu se știe, da? Și fiul meu traversează o perioadă de maturizare și el a făcut programul ăsta și încă lucrează cu el, da? Încă lucrează că și eu l-am dominat și l-am controlat, l-am distrus, cum v-am zis, la nivel energetic și pe soțul meu și pe el. M-a durut foarte tare să descoper lucrul ăsta. Spunea mama așa, când era mică, păi, draga mea, Doinița, bărbatul e musafir la casă, nu trebuie să-l iubești, dar copilul, să-i dai tot ce-i mai bun din lume și să-l iubești. Și am zis, da, asta cu asta am plecat în minte, la drum și în relația de cuplu. Și ghiciți ce? Datorită traumelor mele din copilărie, când vedeam pe tata, taman, asta făceam. Îl distrugeam, nici măcar nu mă lăsam să vorbească atunci când era mic. Mergea la doctor sau oriunde mergea, îl întreba cum te cheamă, nici nu lăsam să-și spună numele. Eu spuneam tot, apropo de control, dragă Madalina, da? O să descoperi ce este acolo și la tine, în subconștient, și nu l-am susținut niciodată la nicio competiție sportivă. De ce? Deși băiatul meu este, a fost și este extraordinar sportiv, foarte bun de performanță. Nu am participat la nicio competiție sportivă de-a lui, pentru că tocmai asta nu vreau să-l susțin, că îl vedeam pe tata. S-a simțit singur, s-a simțit nesusținut, cu toate că aveam toți banii din lume, vreau să-l văd sărac, vreau să-l văd chinuit. Și la fel pe soțul meu. Este dureros când descoperi că, de fapt, îți mutilezi propriul copii sau proprii copii. Cum zicea mama că soțul musafir la casă, deși nu este așa. Dragă de ea și ea venea cu traumele ei din copilărie și poate din strămoși. Și atunci, de aceea îmi doresc această educație ontologică să ajungă încă de la grădiniță. Să nu se mai întâmplă. O să vă dau voie să vorbiți, da? Respectăm programul ca să vedeți că așa funcționează, să fim în flow. Nu că nu vreau să dau gloria. Vrem să vorbim, doar că nu mine. Și cam așa funcționează, dragile mele, colege și prietene. Acum, dacă nu ne trezim sau ne ridicăm să strălucim, și să vedem că traumele din trecut ne dictează astăzi viața. Și că acesta se numește trecutul nostru. Trecutul nostru nu are de-a face cu ce suntem noi în prezent. Trecutul este trecut. Tatăl meu are 17 de ani. Este la un cămin de bătrâni de lux și nu vreau să-l ajut. Am zis, ce-ai venit, băi, săracule? Nu mi-ai dat un leu viața ta să mă crești. Am ajuns femeie cu 10.000 de euro la un antreprenor în construcții și tu nu mi-ai dat niciun leu. Ai venit la mine, tatăl meu.
i s-a amputat piciorul drept. Chiar în momentul când eu trebuia să mă duc să fac acest program cu cei din Londra. Și am spus, oricât de greu ar fi, n-are voie să mă oprească chestia asta. Tatăl meu era internat la Deta, la care era amputat piciorul drept, nici n-am știut. Și am zis, nu, nu destul că nu mi-a dat niciun ban în viața lui și a umblat numai la femei, că spunea mama, și că nu m-a crescut la școală, să-mi dea de caiete și de creioane și ce mai trebuie la școală. Mama vindea usturoi ca să-mi, cu legătura la piață, ca să mă crească la școală, să poată să ajung cine sunt astăzi. Și eu acum îl criticam pe tata. Am zis, nu cred, băi moșule, că tu acum, când eu vreau să trăiesc și eu bine, ai apărut tu să te întrețin eu pe tine. Așa am judecat, înainte de a face educația asta neontologică. Plângeam în mașină și mă duceam spre Deta, la spital, și am zis, ops, credeam că e despre mine. Nu era despre mine. Omul acesta a avut și el traumele lui din copilărie. Și el poate că a fost maltratat și s-a comportat cu noi așa. Și atunci, mă gândeam, zic, ce o să fac? Urma să mă duc să fac programul ăsta, 3 zile întregi. O săptămână trebuia să-mi iau și de la business și plus că trebuia doctorul să-mi dea acasă, să-l îngrijesc. Eu, doctor, eu să văd Dita mai rana. Am spus, Doamne, ce am greșit pe planeta asta? Destul nu mi-a dat niciun leu să mă întrețină. Acum când duc și eu bine, acum îmi vine să fac eu pe asistenta. Ce fac eu? N-are cum să mă întrerupă să nu fac programul ăsta. Deși până atunci făcusem 10 de programe de dezvoltare personală și nu făcuse o diferență în viața mea, până la educația asta ontologică. Și atunci am descoperit că dau putere, zic, păi ceva trebuie să funcționeze în viața asta mea, n-are cum să duc iar din nou. Nu destul am dus-o greu când a fost mică și relația de cuplu, bătaie și fugit cu copilul în brațe de acasă, cât să mai sufăr ca să pot să trăiesc, să merit și eu să trăiesc pe pământul ăsta. Și atunci mi-am venit o idee și am zis doctorului, zice, doamna Doina, să știți, Doinița, să știți că tatăl dumneavoastră trebuie să-l externez. Era peste 2 zile, trebuia să merg să încep programul ăsta. Nu zic, cine cu cine las? Cine îl pansează, că se infectează, trebuia fiecare zi pansat și așa. Și atunci i-am zis domnului doctor, domnul doctor, să știți că vreau să fac un program de educație ontologică cu cei din Londra. Ce mă fac dacă mi-l dați mie pe tata acum? Ai mei nici nu vreau, vor să audă, soțul meu nici nu vrea să audă, că e milă și mi se face rău să vadă un picior în casă, un om. Și fiul meu de asemenea. Am spus mie, mama mie nu mi le aduce aici. Nu vreau să văd așa ceva, energia asta joasă. N-a dute Doină, Doinița, cu tata tău undeva. Și fă și program. Și am zis, băi, asta e, trebuie să fac, nu știu. După o zi îmi spun, spun și asta că mă întind la bă. Și îmi zice doctorul, domnul Doină, să știți că am găsit o soluție. I-am zis că dacă poate să-mi dea pe cineva care e o asistentă sau cineva care îngrijește la domiciliu repede, așa, că după aia găseam mai târziu, că atunci îmi trebuie. Și zice, păi, vă prelungim, am găsit o soluție, prelungim ospitalizarea și o să puteți merge la educație să faceți programul ăsta. Observați când vă puneți intenția că doriți cu adevărat, chiar se împlinește. Da? De aia spun, aveți încredere că funcționează. Orice credeți, orice ziceți în seara asta, să știți că funcționează această educație. Bun, Nicoleta mi-a făcut semn că să trecem mai departe. Sau închidem și revenim, sau cum? Că nu mai știu. Sau terminăm și mergem după aceea la... Da? E bine așa. Ok. Bun, exact așa cum am gândit-o. Prin urmare, acesta se numește trecutul nostru. Da? Deci, cum
cum îi zice, traumele, da? Aceste traume, traume, egal trecutul nostru, da? Trecutul, da? Așa se numește. Tot ce ați văzut că nu funcționează acum pentru voi, sau ce n-a funcționat pentru voi până acum, se numește trecutul vostru sau traumele din trecut. Deci, trecutul este trecut. Nu mai avem ce să facem cu el. Nu mai putem să-l schimbăm. Și ceea ce este valabil este doar prezentul. Prezentul. Prezentul este cel care trebuie să, de care trebuie să ținem noi cont astăzi. Să lăsăm trecutul în trecut și să trăim în prezent. Să nu mai învinovățesc pe tata de ce nu mi-a făcut sau pe ce a făcut. Da? Să l-am iertat pentru tot ce a făcut și pentru tot ce n-a făcut pentru mine și pentru mama. Da? Că am considerat că este un om rău, că a bătut-o pe mama și că nu o iubește. Așa am preluat ca și copil. Las că era fiul lui. Și am plecat cu asta în viață. Da? Și atunci am lăsat trecutul în trecut, după ce am făcut educația asta ontologică, antrenament, practică. Tatăl meu este un om respectat, îngrijit, minunat, așa cum merită ființa umană. Are parte de tot respectul meu, de respectul tuturor doamnelor care îl îngrijesc acolo, joacă așa, pe mii, așa mai departe. Normal, stau în regulă pe tata, eu am o relație extraordinară cu mine, cu soțul, cu fiul, cu business, cu cei din business, cu angajații. Și ghiciți ce? Mi-a crescut business-ul în 7 luni, cât nu mi-a crescut în 10 ani. Stăteam tot pe loc, tot pe avarii. Și ăsta era blocajul. Când facem curat cu trecutul nostru și îl lăsăm acolo, unde este locul, și revenim la prezent, putem avea parte de viață extraordinară. Doar trebuie să distingem lucrul ăsta și asta nu se întâmplă de azi pe mâine. Da? Este un antrenament care se face, v-am spus și eu, da? Din nou îl făceam de regulă pe tata, pe toată lumea, și am spus, nu, eu nu o să iubesc pe așa niciodată, însă, prin antrenament, să știți că funcționează, și am înțeles că iubirea este una singură. Iubirea înseamnă să iubesc fiecare ființă umană și fiecare vietate, animal, sau așa mai departe, păsări și ce mai există în universul ăsta. Și de aici s-a întâmplat deblocarea. Da? Așa funcționează educația asta ontologică. Și culmea că cine ne-a dat prezentul, să fim în ce ne-a dat prezentul astăzi, este trecutul nostru care l-au proiectat în viitor. Da? Și a devenit prezentul nostru. Dacă astăzi nu rupem și nu oprim acest cordon infect, se va duce în viitor, în viitorul nostru. Observați? Deci, prezentul este trecutul pe care l-am creat să fie viitor și a devenit un prezent. Ce trăiți astăzi, scuze, a devenit prezent. Acum ce creați din nou astăzi, spuneți, sunt săracă, sunt proastă, nu sunt citită, nu știu să vorbesc, nu am cursuri de comunicare, sunt prea grasă, sunt prea mică, sunt prea deșteaptă și nu mă merită nu știu cine, da? Sau nu pot să deschid un business pentru că trebuie să cer voie la tata, la mama, la soț, la copil și așa mai departe. Deci, dragile mele, vreau să vă spun că puteți orice vreți voi să faceți. Atât pot să vă spun. Chiar puteți să fiți cine vreți voi să fiți. Ok. Bun. Putem cuvântul nostru. Eu când am dat cuvântul, când i-am dat cuvântul Nicoletei, că mă prezint în seara asta și
țin această conferință. Am fost aici și am vorbit mare, deci doar prin mesaje, deci fără, ea a simțit ceva acolo în mine. Nu mă știe foarte profund așa. Dar mi-a trebuit mult, pentru că se vede. Știți voi, era hatul pute. Dacă vă era hat. Dacă nu era hat, și ăla tot miroase, da? Și parfumul miroase frumos, sau o floare frumoasă. Ei, ea a simțit lucrul ăsta. Ea trebuie să-mi spună nu știu câte lucruri ca să spun, băi, vin, sau... Sau puteam să zic, mă scuzi, a, știi, Nicoleta, n-am chef să vin, că, știi, am un alt eveniment, dar eu, de fapt, n-aveam niciun eveniment, dar îi ziceam ei așa ca să mă scap de ea, da? Așa arată autenticitatea. Și, de fapt, asta este puterea, dragi colegi. Când spuneți că faceți acel lucru, să-l faceți. Sau când nu vreți să faceți acel lucru, spuneți că nu vreți să-l faceți. Că uite, așa vreau să dorm la ora asta. Dar așa arată autenticitatea. Fac o paranteză aici, ca să fie mai clar. Îmi zicea băiatul meu când era mic, după ce a crescut un pic mai mare, zicea, păi n-am înțeles niciodată de la voi, și de la tine și de la tata, de ce când vă suna cineva că vine la voi, îi spuneați, aaa, sunt la Herculane și de voi erați acasă, de fapt. Și că nu am vrut să nu să scăpăm de ei și că... Ok, bun, și puteai să spui că vrei să te odihnești, să vă odihniți, nu? Acum, după ce am făcut antrenamentul ăsta de educație ontologică și am împărtășit cu el minciunile și o lipsă de autenticitate și integritatea mea, a zis, în sfârșit, maică mea s-a schimbat la vârsta ei, înseamnă că și celelalte nebune, în ghilimele, se vor schimba de seama ei. Și a zis, dragule, păi, n-am știut ce înseamnă cum arată autenticitatea și că asta e puterea. Cu alte cuvinte, dragi colegi, dragi doamne și domnișoare, nu vă dați puterea oricum. Aveți putere, stați cu mine, uitați-vă la oameni care stau așa, deja spun, deja nu sunt, nu au curajul să mândri de ei. Uitați, se schimbă și poziția corpului, uitați că stați așa, deja îți vine să fii cu putere, să fii mândră și lumea are deja încredere în tine. Uitați-vă că merg așa sau dacă aș merge așa. Vedeți diferența? Așa că nu vă dați cuvântul. Pentru că oricui, oricum, pentru că asta este puterea, acesta este puterea. Cuvântul nostru. Și asta spune educația ontologică. Noi nu suntem cei ce credem că suntem. Noi suntem cuvântul nostru. Da? Eu nu sunt cine îmi pretindeam eu că sunt. Doina aia perfectă, care vorbește frumos cu oamenii, care de fapt e înjuram de nu mai ești eu. Aia eram. Aia eram ciufulită, poate că neschimpată, că mai îmbrăm cu rochie pătată, că deși eram plină de bani, tot mai prețuiam că, na, le mai țineam pe alte părândulac pe acolo. Că așa văzusem la maică-mea, dar sărăcie, nu? Capul meu. Făcea economie de haine, le puneam într-un dulap, alea când o să moară. Și astea putate, acum că le păstrăm, da? E, te-aia spun, aia eram eu. Nu doamna Doina din față, aranjată, cochetă. De fapt, în spate, îmblam și cu... Poate că deodată nu am chef să fac duș, sau poate că... Da? Nu schimbam. Aia eram eu. Nu cine credeam eu că sunt. Parfumată doar Sfânta Duminica. Aia eram. De asta vă spun... Este foarte important, o să vedeți aici, că dacă o să continuăm educația asta ontologică, o să vedeți cât de important este și în fața soților voștri, iubiților voștri, viitorilor parteneri, ca să fiți aranjate, curate. Da? Dacă nu vă spune, nu vă spune, bărbatul nu spune. Bărbatul pleacă. Bărbatul nu negociază cu noi. Apropo de masculinitate, ce zicea Mădălina. Masculii nu negociază. Când ceva nu le place, pleacă. Noi femeile suntem alea empatice. Vai, dragul, dar mai stai, dar nu ții milă de băiat, de fată, că nu știu ce vine Crăciunul și dur stă fără tine. Noi suntem astea. Dar nu uitați că noi suntem căsătorite sau vrem să avem parteneri bărbați, nu femei. Da? Și atunci,
Bărbații, încă o dată vă spun, nu negociază. Când vedeți că nu are chef, să știți că ceva nu mai ceva voi din voi nu faceți acolo. Da? Și să vă împărbim în alte întâlniri. O să mai continuăm și pe Zoom. Educația ontologică continuă. Da? Așa că Nicoleta îmi zice să facem așa, în așa fel încât să nu fie prea multă practică, că virgulă e obositoare. Da, știu că este obositoare. Și pentru mine a fost la început. Acum, ca să vă las cu crearea bunei posibilități, vreau să îmi dau seama dacă ați înțeles ce înseamnă să creăm o posibilitate. Ați înțeles? Vrea să-mi spună cineva? Ați înțeles ce înseamnă să creăm o nouă posibilitate? Deci am înțeles. Traumele ne-au jucat feste, ne-au sabotat viața, relația de cuplu, tot. Ce facem acum? Haideți să văd că vă uit, hai să vă dau un exemplu. Numai puțin, merge viitor, dar nu mai lăsăm. Da? Acum oprim aici. Și de aici vă rog să împărtășiți și altor doamne că există viață și după divorț și după... Da? Și că dacă am jignit copilul sau dacă am jignit vecina sau așa. Deci, haideți să vă dau un exemplu acum ce înseamnă ca să trecem mai departe și să putem să finalizăm, să nu vă obosim prea mult din prima întâlnire. Deci, așa arată. După ce eu am împărtășit cu totul meu, am zis așa. L-am luat într-o zi la una din casele noastre de la țară și am zis, el cosea cu cositoarea prin grădină, aia pe benzină și așa. Și eu mi-am scris structura, este o structură, da, o ordine. Introduce, cuprins și încheiere, da, ca să poți să faci curat și să creezi o nouă posibilitate. Și atunci mi-am zis așa, am zis la soțul meu, zic, Costel îl cheamă și zic, Costel, uite, am să spun ceva important. Și el făcuse carne la grătar și aveam noi o masă de fier, cu picioare de fier, cu blat de lemn, de ea mare în grădină și el zice, mergea cu bucată de carne prin mână, că de obicei el nu stă la masă, el așa se plimbă. Și zice, hai spune odată, zice, ce ai să-mi spui? Zic, te rog frumos, ia loc aici pe scaun, să spun ceva important. Zic, te rog, ia loc aici. Stă jos și îi spun, dragul meu, să știi că fac programul ăsta de educație ontologică. Și da, știu. Și vreau să spun ce am descoperit. Am descoperit că am intrat în relație cu tine, fără ca să te iubesc. Am intrat în relație într-un mod neautentic. Am reintrat în relație doar să fiu mireasa, să-mi cresc copilul și să fiu în normele societății. Însă eu nu te-am iubit niciodată. Și ce mi-am dat seama? Că, de fapt, asta era, am intrat în relație din cauza ca eu să te distrug pe tine, pentru că eram în traumă cu tatăl meu și vreau să-l distrug. Și vreau să-ți spun că te-am chinuit și pe tine. M-am chinuit și pe mine. Însă relația noastră nu funcționează. Zice, hai spune odată că ți-am găsit pe altul, că îți dau cu masa asta în cap de fier. Vă dați seama că mă gândeam, zic, bă, ăsta mă bate acum, că zic, spune, dacă ți-am găsit pe altcineva, vrei să divorțezi, spune. Zic, stai. Deci aveam putere pentru că știam că funcționează rețeta asta de la educație ontologică. Și zic, nu mi-am găsit pe nimeni. Doar ascultă-mă, te rog, până la capăt. Cum spuneam, mi-am dat seama că asta, tot comportamentul pe care l-am avut cu tine, de nemulțumită, oricât ai fi făcut, eu nu eram mulțumită. Și, de fapt, tu ești un om extraordinar. Și îți mulțumesc pentru tot ce ai contribuit în relația noastră, din punct de vedere financiar, material, și că ai avut grijă de copil și de casa întreagă și că ai făcut o grămadă de lucruri pentru relația noastră. Te rog să mă ierți pentru tot acest comportament și că ți-a făcut viața un calvar. Și ce crezi acum pentru noi este posibilitatea de a fi
iubire necondiționată față de tine, ca ființă umană. Ce mai crezi acum este să fii liberă, autentică și în parteneriat cu tine. Dragi domni și domnișoare, am simțit că mi s-a luat o greutate de pe spate. Mergând spre oraș, el a plecat singur duminică după masă, eu am rămas pe luni, că aveam laptopul la mine și am mai putut să lucrez de acolo. Când am întors, pe stânga și pe dreapta șoselei, parcă se dădeau copaci la o parte. Totul era liber, tot era frumos. Și de atunci, dragi colegi, soțul meu este un om extraordinar. Mă susține. Eu îl susțin pe el. Suntem parteneriat. Îl plătesc atunci când am nevoie de anumite servicii și nu ține de relație de cuplu. Eu am divorțat pe cale administrativă, la notariat, nu la notariat, la evidența populației, pentru că n-am vrut să mai fie acel angajament fals semnat la început. Și am spus, vreau să funcționeze această relație fără ca un document să ne stea, să ne punească. Și am acum transparență, mă susține, îl susțin, nu mai ascund banii din conturi. Ce este a lui, este a lui. Ce mă ajută fiul meu, îl plătesc. I-am plătit 10.000 de lei pentru că m-a ajutat la partea de online. Este foarte priceput și eu făceam cum îl făceam, da? Și așa arată o viață trăită cu putere. Când creezi o nouă posibilitate și devii autentic. Acum vreau să aud de la voi. Ce posibilitate creați în acel domeniu din viața voastră și chiar vă rog să scrieți pe foile voastre și să plecați cu ele, cu acea posibilitate acasă și să mergeți cu ea. Uite așa, ca un bilețel de la câștigător, ca un bilet la loto câștigător și mergeți cu hârtiuța și gata, am câștigat, am descoperit puterea mea de astăzi. Creez posibilitatea de a fi iubire, curaj, putere, autentică, vulnerabilă, responsabilă. Scrieți fiecare. Scrieți una dintre ele și o să ne zică Nicoleta dacă o să ne vedem la altă conferință sau o să ne vedem și pe Zoom. Vreau să aud de la voi cum a funcționat acea posibilitate pe care o inventați în seara asta, acum, start. Scrieți ce posibilitate inventați pentru voi și viața voastră. Scrieți așa. Posibilitatea pe care o inventez pentru mine și viața mea este... Scrieți, posibilitatea pe care o inventez pentru mine și viața mea este, două puncte. Așa, o să vă pușească râs, o să țipați, o să plângeți, o să râdeți, o să săriți, o să ziceți chestii despre mine, dar o să vedeți după aceea ce rezultate aveți. Știu că și eu am lucrat pe toți așa din Londra, să știți. Așa că faceți-o și voi, că e liber. Important e să funcționeze ce vă dau acum. Da? Deci ce posibilitatea pe care o inventez pentru mine și viața mea este posibilitatea de a fi iubire. Iubire. Cine-s iubire? Cineva-s iubire. Bravo, Gloria. Super. Iubire. Și scrieți tot și vă rog să fiți în acele posibilități. Da? Nu este poveste. Deci, continuă educația ontologică. O să o facem, cine care sunteți doritoare, o să vă las aici, o să vă las numărul meu de telefon. Deci mă găsiți pe, și pe Facebook, Doina Schedan, sau Schedan Doina, mă găsiți. Am și pe YouTube până la 100 de videoclipuri educative în domeniul meu de construcții, dar tot pe educație ontologică se referă. Deci tot la educație. Asta fac o diferență și în domeniul construcțiilor. Vreau aici să dispară violența și lipsa de apreciere și de cunoștință față de toate ființele umane.
toți angajații muncitorii să fie plătiți corespunzător, respectați, validați, da? De toți antreprenorii și să existe pace și armonie între ființele umane. Aveți aici, lasă aici, puteți să... Bine să... Bine să... Microfon, să zic că dau foaie mai departe. Deci aveți aici, da? Doi, na? Doi, mă găsiți așa pe Facebook, da? Doina Schedan. Ops, că am făcut aici. Deci nu există perfecțiune, așa că să nu mă criticați sau puteți să o faceți. Nu e problemă că perfecțiune nu există. Doina Schedan, deci număr aveți aici. 0, 7, 4, 6, 8, 2, 0, 3, 8, 1. Avem și link de Zoom, intrăm online, așa că puteți intra din oricare localitate sunteți. Mie îmi place să facă diferență, așa cum ați auzit, indiferent în ce colț al lumii sunteți. Da? Sunt oameni plecați în celelalte țări, care în multe țări, afară, la fel au nevoie de sprijinul meu. Vor să vin acasă și stau pentru că le rușine să se întoarcă sau sunt ținute forțat de soți sau de copii sau de bla bla bla. Deci toată lumea are nevoie de contribuția mea și împreună putem să contribuim pentru lume mai bună și cred că prin educație putem să transformăm România în bine și nu numai. Da? Deci puteți să-mi scrieți pe WhatsApp, vreau să continui antrenamentul în educație sau simplu, dacă nu vă vine acum sau când îmi scrieți, vreau să continui educația, da? Ontologică. Bun, acum ați înțeles cum este cu posibilitatea, vreau să aud de la voi, una, două, trei, pe doamne, domnișoare, ce posibilitate ați creat? Cine vrea să zică? Eu mi-am adus aminte că m-am uitat mai demult pe profesorul Google ce înseamnă numele meu. Și când am văzut că Gabriela înseamnă putere, eu în momentul ăla am început să mă simt total altfel. Adică era ca un buton din ăla, zic, mama, dacă așa te cheamă, așa trebuie să fii. Și făcând-o tot mai des, pentru că, cum spuneați de fizica cuantică, în care nu există nici timp, nici spațiu, am impresia că am influențat chiar și trecutul meu, nu doar viitorul. Și eu asta mi-am ales pe astăzi, încredere și putere, ca și posibilități. Mulțumesc! Frumos ai lucrat. Cine mai vrea să ne mai spună ce posibilitate a creat? Mulțumesc foarte mult să avem iubire autentică. Și când spun autentică, să spun ceea ce gândesc, să nu mai îmi pese foarte mult de ceea ce cred alții despre mine. Pentru că pentru mine asta este o mare problemă în momentul de față. Super! Felicitări! Mihaela este super putere, ca voi toate, da, din seara aceasta, duceți vestea mai departe și la celelalte doamne, că puterea este chiar în ele. Și dacă vor rețetă, rețeta e la ele, dar doar eu le prind becul, împreună cu voi, da? Eu am la mine, adică puterea e la mine, a mea, și la voi fiecare și ele la ele, doar că nu știu, da? Noi vrem să punem becul și să le arătăm. Uitați, asta este puterea. E la voi. Doar să o vedeți. Cine vrea să ne mai spună, da, imediat, ne mai spune pe Gloria ce posibilitate a inventat. Gloria Vanilli mă numesc. Am purtat mai multe nume. M-am născut numele de familie Simionescu, Olga. Și acum mă numesc Gloria Vanilli. Am trecut prin foarte multe, că m-am căsătorit cu un bărbat cu numele de Curece. Și am avut probleme destul de grele cu fiica mea, care nu suporta numele, râdeau copiii de la școală, chestii din astea. L-a rugat de la primărie, doamna aia care ne făcea actele, i-a spus
Doamna se numește, ea se numește Simionescu, dumneavoastră Curece. Ați putea lua numele acesta acum? Și el a spus că îl dezmoștenește tatăl lui dacă schimbă numele. Iar eu n-am avut putere să zic nimic. Și așa am purtat 20 de ani numele de Purece. Am trecut. Fica mea s-a recăsătorit, s-a căsătorit cu un bărbat cu numele de Văduva. A scăpat de Purece. Dar eu știam ce înseamnă Văduva. Și n-a durat mult căsătoria și s-a recăsătorit cu botezatul. Și de la botezatul am schimbat noi numele. Și am avut o perioadă numele de banchier. Dar nepoata mea se numea Văduva la școală. Și am zis, hai să schimb și tu numele. Zice, nu schimb numele până nu văd că ai tu bancă. Zic, bine atunci, așteaptă, ce să faci? Nu vroia că la școală ar fi fost comisia aceea care o întreba de ce vrei să schimbi chestii. Între timp, fica mea s-a despărțit de botezatul și a purtat odată o perioadă în numele lui, dar până la urmă am hotărât, nu, eu am purtat numele de banchierul, dar am schimbat și prenumele, din Olga Gloria. Am găsit că toate literele din Olga erau în Gloria și mi-a plăcut. Și zic, pe urmă am ajuns să studiez și eu Biblia și am înțeles Gloria lui Dumnezeu ce înseamnă. Și am ajuns să avem numele Banieri, până la urmă toate trei. Banii sunt ai lui Dumnezeu. Ți-i dă când ai nevoie de ei. Așa cred eu. Și mai am o chestiune de spus. La un moment dat am citit undeva o mantră și am tot spus-o fiecare dimineață. Cred, cred, cred. Credințez Domnul. Ziua mea, viața mea, ființele pe care le iubesc, munca și distracția mea. Astfel, orice ce mi se întâmplă reprezintă voia lui Dumnezeu și este spre binele meu. Astfel că am învățat să iubesc. De aici încolo, toate vor fi. Mulțumesc! Cu contrast, Gloria, înțeleg prin ce parcurs de viață ai trecut și înțeleg acum că ai creat posibilitatea de a fi iubire. Iubire. Am putut să întreb ce făcea ta, între timp ați spus. Ok. Da, sigur. Dar uitați-vă, dragi colegi, ce impact are un pur și simplu un nume, un nume, da? Deci cam atât pentru nu vă mai ținem, că Nicoleta face semn că trebuie să închidem. Vă rog să lucrați în continuare, da? Ce, dacă vreți, aveți nevoie de ajutorul meu, vă rog scrieți și v-ați potmolit undeva la crearea unei alte posibilități sau spuneți, nu funcționează, Doina, mă enervează, m-am dus și am fost iubire, putere și iarăși m-a enervat vecinul și iarăși mi-a tăiat calea și iarăși mi-a zis că sunt, nu știu cum sunt, da? Vă rog să mă folosiți. Și acum vă recomand aici, vă dau ceva așa ca lectură. Avem aici, vă rog să vă notați, Femei care leargă cu lupii, este o carte extraordinară, cum femeia a fost îngrădită de foarte mulți ani în urmă și n-a fost lăsată să-și iubească acel copil diferit, da? Avea doi copii, o să citiți aici, unul era ascultător la școală, unul nu știu, tot ce cum arată un copil ascultător, și celălalt era neastâmpărat și zglobiu și atunci, uitați-vă ce s-a întâmplat cu rățușca cea urâtă. Da? Femeia, când a simțit că nu mai poate să-și iubească și să-și supravegheze copilul, i-a dat drumul societății să-l distrugă, că n-a mai putut să facă față. Da? Pentru că nu mai putea face parte din acea comunitate.
Deci, încă o dată, cartea de Clarisa, Dr. Clarisa Pincolo, este, se citește, da? Femei care aleargă cu lupii, vă rog să o căutați și să dezbatem la celelalte întâlniri. Apoi mai vă ofer aici, ca și lectură, Eckhart Tolle, cartea Puterea Prezentului, da? Și cartea, da? Eckhart Tolle, Puterea Prezentului și cartea Pământ Nou. Ce se întâmplă astăzi? Noi, ce am creat astăzi, am creat ceva nou. Un pământ nou, o lume nouă, o paradigmă nouă a ceea ce înseamnă să fii uman, să fii ființă umană. Da? Ce pot să vă mai refer aici? Institutul Gottman, cuplul Gottman a studiat cuplurile timp de 20 de ani și a descoperit cei 5 călăreți ai Apocalipsei. Deci uitați-vă, descoperiți, este pe internet, pe Google, căutați și să vedeți ce faceți voi în relațiile voastre de nu funcționează. Da? Ce faceți din cei 5 călăreți ai Apocalipsei. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și că ați contribuit vouă înșivă și celorlalte doamne, eu vouă și împreună putem să contribuim pentru o lume mai bună.